cred că am prea întins lanțul și mi se cam ternă uleiul. Am dat în pământ cu ea. Am ascuțit lanțul, dar a rămas un pic de pământ pe el. Salutare, oameni buni! Bine ați venit în Maramureș! Suntem în luna ianuarie, avem vremuri, temperaturi bune, numai bune de lucru. Și astăzi o să facem un gard. Încă un gard, pentru că într-una facem garduri. Unii dintre voi încă mă mai întreabă în comentarii cum am rezolvat problema cu vecinul ăsta, cu fântâna, cu problemele, cu discuțiile ce le-am avut. Păi problema o rezolvăm astăzi. Parte din problema am rezolvat-o la fața locului, atunci, că i-am zis la om, el poate oricând, el poate oricând să zică că nu știut unde-i mejdea. Eu i-am zis atunci. El o continua cu amenințări și uitați-vă la video postat mai demult dacă nu l-ați văzut, cum am avut certuri cu vecinul care amenința că îmi dărâmă fântâna. Acum, mi-am făcut niște pari de salcâm și o să le ascut, o să-i folosim de stâlp. Mi-a zis cineva și le mulțumesc celor care mi-au scris în comentarii că dacă pun balegă la vârful stâlpului, are o reușită mai mare de prindere stâlpul. Acolo am folosit la grădina de legume, am folosit stâlp de rachită, dar aici mi-am făcut stâlp de salcâm și un vecin din sat mi-a recomandat, pe lângă faptul de a pune balegă de vacă, de bivoliță în cazul nostru, la stâlpi, să tai stâlpii, uite așa, numai pe o parte, o zis el. Pentru că în felul ăsta, nu mi-a mai explicat, dar mă gândesc eu, că din coaja asta, pe toată lungimea ei, va porni rădăcina cea nouă. Acum, eu stâlpii ăștia am nevoie să fie destul de groși acum, ca să-mi țină gardul. Făcând artificiul ăsta, sperăm să avem și o rată mare de prindere, ca gardul ăla să fie viu, să se îngroașe și să nu mai trebuiască schimbat. Că de altfel, un stâlp de lemn care îl bați în pământ, în câțiva ani putrezește și în maxim 10 ani se rupe, poate ți-l rupe animalele sau se curcă gardul la pământ. În felul ăsta, folosind stâlp de salcâmi, o să vă ținem la curent dacă reușesc să se prindă și ce rată de prindere vom avea. Dar 4-5 ani cu siguranță vor ține și 10, poate stâlpii ăștia, pentru că sunt destul de groși, sunt de cam de 8 diametru. Și dacă se vor prinde, atunci vor ține 50 sau chiar mai mult. Bun. Acum aici la vârf o să mai fac așa un V mic ca să am o să intre mai ușor în pământ. Crestând și pe partea asta scoarța, încercăm să ajutăm acest stâlpișor să-și facă rădăcini și în partea asta. Un alt avantaj îl prezintă faptul că noi facem treaba asta în ferestrele iernii, cum se zice, adică printre când ne permite vremea iarna, zăpada și frigul și temperaturile, și avem multă umezeală în sol. Sperăm ca până la primăvară, eu știu, aprilie, când încă avem ploi abundente în zona noastră, chiar și mai uneori, copacul ăsta să aibă suficientă umezeală, stâlpul, astfel încât să se prindă. Bun. No, uite-te tu ce fain e. I-am făcut la 2 metri.
Estimez că o să-i bat în pământ undeva la 40-50 de centimetri. 2,20 m am făcut. Ha? 2,20 m. Oare? 2,20 m ai măsurat. 2,10-2,15 m. Plasa e de 1,40 m. Inițial am vrut să pun aici doar sârmă ghimpată și un fir de gard electric, însă păcat să tau stâlpii la un metru și după aia să se prindă și să... Na, dacă am acolo plasă, am niște plasă și va fi mult mai bine, nu? Tu ce zici? Da, n-am eu treabă. E cam e. Bine că tu n-ai treabă, numai eu am treabă. Bine că numai tu ai treabă, eu n-am treabă. Dreptat? Dreptat și pe rânduc, ăsta ni-i planul. Să ne împrejmuim toate terenurile. Că... Na, avem animale și trebuie să le ținem cel puțin, în primul rând, animalele noastre, vrem să le ținem pe terenurile noastre. Și e mult mai ușor dacă ai gardă, nu trebuie să stai să le tăpăzești, că vai unde ori fugi, unde ori dispărea. Hai să vedem. Păi astea nu le mai tai, gata, atât ai tot? Nu, mere să bat în pare. Să văd cum intră. Uite că a început să și plouă. Dacă plouă tare, merem în casă, dar dacă tot suntem aici cu sculele, continuăm un pic. Ce vreau să zic, pentru că avem pari de diverse grosimi, o să încercăm să-i punem aia mai gros, așa tot din 7 în 7 metri, unul gros, unul subțire între ei. Și ne întindem firul. Hai să vezi, du-te numai încolo, să vezi că nimică părat aici ai crescut. Și uite cât m-au păcălit. Așa, estimativ, cum am pus o prima dată, am zis, ia, cam aici. Și uite că nu-i. Da? Aici, pentru că avem doi stâlpi metalici, să punem între ei unul subțire. Ia de acolo. Deja încetinește ploaia. Ia e bine că primăvara. Putem să-i zicem primăvara la iarna asta noastră. E foarte bine că ia ce ușor intră în pământ. Asta 60 are ăsta. Nu-i nimic, ia să vedem cât a intrat. Cam 42. No. Să-i găleata de acolo. Așa. Avem și barof, să-i dăm două bucăți.
Îți dai seama după ce se prinde asta și s-a îngroșat, mai tai și câte o creangă de aici și ai mejdă. Sperăm să se prinde. Acum la țară foarte multe lucruri, le facem cât știm de bine și așteptăm de la Dumnezeu, de la natură, să ne ajute și să ne rezolve problema mai departe. Știi? Plus că stâlpii ăștia și ăștia de fier, eu i-am pus cu 20 de cm mai încoace, deci sunt pe proprietatea mea. Numai doi sunt aici. Și salcâmul ăsta și când o să se îngroașe de 30 de cm, tot pa mea o să fie pe vârtuță. Dacă n-am discutit cu mine. No, uite că mere treaba. Deci am bătut vouă pari. Cred că-i gătăm astăzi, până acolo în cap, până acolo. O să mai trebuiască vreo 6-8 pari pe partea aia și aici un pic. Dar avansăm foarte bine. Acum îi bag. Facem o pregăturire. Cu treaba asta pușcăm cel puțin 3 iepuri deodată. E mai ușor să grijim de animale. Nu mai este confuzie cu vecinii că unii începe și unii se termină. Și cum aveți și lemne de foc. I-am un 10-15 ani, dar țăranul așa se tocotește cu mai mulți ani, numai cu un an, doi. Cam 150 las afară, plasa fiind de 140, nu pun chiar pe iarbă că ruginește mai repede, 2-3 cm jos, și vreo 4-5 sus. No, du-te, dragă, în casă, că văd că plouă. Tu ești mai jingată ca mine. Eu mai stau un pic, că mai am tripar de bătut. Mă tare îmi place că mă lasă vremea să fac treaba asta. Foarte bine îmi place, știi? Vreme bună, umezală în sol, pari intră ușor. Vara nu poți bage, în solul ăsta de-abia bați și țeava. Uite tu ce gar fain mi-am făcut aici. Foarte fain. În sfârșit. După cum vedeți, oameni buni, avem gard. Sperăm pare ăștia să se prindă. Mai avem de făcut mici reglaje, cum ar fi în zona asta, să mai băgăm un par care să-l tragă un pic în jos. Și după cum se vede, la fiecare schimbare de formă a terenului, o trebuie să facem îndoituri din astea, că venea plasa, uite așa. Și atunci am tot strâns-o unde a fost nevoie să se întindă după forma terenului. Și aici o mai bate o creangă cu un cârlig. Poate mai încoace, să nu se bage câinii pe suia. Gardul ăsta cred că o să țină 50 de ani liniștit. Pentru că, de ce spun asta? Noi, primul gard care l-am făcut când ne-am mutat în satul ăsta, am făcut un gard de plasă cu sârmă de 1. Și acum, la 10 ani distanță, plasa aia începe să ruginească. Tot așa sârmă zincată, însă asta e sârmă de 2. Da? Și asta e sârmă de 2,8. Deci, cred că o să țină foarte, foarte mult, dacă nu să izbesc în ea bivolii și vacile și alte animale mari. Da? Ceea ce sperăm să nu se întâmple, pentru că
în zona asta cred că o să lăsăm bivolița și o să mai punem un izolator aici în zona asta, așa, la cam la înălțimea asta, și o să punem un fir de gard electric. Să ne asigurăm că bivolița nu se freacă de el sau nu se împinge în el. Și atunci ne-am acoperit toate riturile. Haideți să vă arăt ceva interesant în partea asta. De aici încolo urmează să mai facem un gard de plasă care să țină caprele doar în perimetrul lor. Dar vreau să vă arăt în partea asta aici, da? Dat fiind faptul că stejarul ăsta îi cam pe mejde, adică pe mijlocul unde ar trebui să fie gardul. Ia uite cum am făcut, ia uitați, am bătut un par de salcâm, tot așa ascuțit, cu balegă de bivoliță la bază, și aici și aici. Și dacă se va prinde bine, dacă nu, mă gândesc, sârma asta e destul de slabă și aici încă n-am tensionat-o, ultima sârmă de sus. Mă gândesc dacă va fi nevoie să mai bag aici un holșrub de 10, cât să-l strângă în stejar. Vreo 2-3 ani va ține și holșrubul suficient cât să se prinde, dacă se prinde salcâm. No. Asta e treaba și asta e soluția pentru problema ce am avut-o cu gou. Vecinul nostru scump și drag, care a zis că ne dărâmă fântâna. Eu îl aștept să ne-o dărâme dacă el asta vrea, ca să pot să mă duc să-i fac și reclamație la poliție, să-și ia amendă și dosar penal. Pentru că lucrul ăsta nu se face, însă prostia lui a fost convenit și s-a comportat așa cu noi. Și un om care se comportă așa și-a pierdut toate drepturile de bun simț pe care le ai. Pentru că până la momentul respectiv, grădina nu era, până la momentul respectiv, fântâna nu era îngrădită. Nu l-o oprise nimeni de la apă, însă pentru că faptul că a venit cu amenințări și cu vorbe urâte și cu așa, i s-o tăia toate drepturile. El până acum a putut zice că nu știu unde e proprietatea noastră, n-a uitat de la gardul ăsta încoace, e proprietatea mea. Dacă îmi dărâmă fântâna, e bun de plată și va face alta tot el. Nu. Așa că vă mulțumim că v-ați uitat la video ăsta. Dacă nu știți despre ce e vorba, uitați-vă la video de pe canalul nostru. S-ar putea să las și un video în descriere în care puteți să vedeți toată povestea cum vecinul nostru, Gogu, a venit și ne-a amenințat că ne dărâmă fântâna. Vreau să vă mai spun o treabă. Din experiența noastră de la țară până acum, în 10 ani, că nu suntem de o zi, două sau de un an, observăm că oamenii mai degrabă ar tinde să profite de pe tine și dacă dai semne de slăbiciune, te domină și îți bagi joc de tine. Și vă încurajez să fiți vigilenți, să vă țineți de ce aveți. Noi proprietatea asta am cumpărat-o cu mari greutăți, a fost scumpă terenul ăsta, am cheltuit mult, am avut multă bătaie de cap, am avut discuții cu vecinii, am avut o grămadă de probleme pe deasupra faptului că ne-a costat mulți bani. Și la finalul acestui proces, suntem proprietari, avem drepturi depline și nu ne poate comanda nimeni ce să facem, cum să facem, când să facem. Avem gard, cine se atinge de gard, e bun de plată. Cam asta e și vă încurajez pe cei care vă mutați la țară, primul lucru să vă faceți garduri. Dacă se poate, în primul an când ați cumpărat o proprietate, faceți-vă garduri, pentru că la momentul ăla și vecinii îs mai reținuți. Au venit ăsta, pe ăsta nu-l cunoaștem, nu știm ce fel de om e, îl lăsăm în pace. Dar dacă vecinii tăi apucă să te cunoască și să vadă că ești de treabă, că nu ești certăreț, că nu ești problematic, atunci devin ei certăreți și problematici, fără să-ți dai tu seama, mintea asta ar întinde pe proprietatea ta să zică, nu e așa. Dar dacă în primul an ți-a venit topograful, ți-a arătat limitele terenului, bateți măcar un stâlp metalic, un beton, la fiecare punct de schimbare a direcției a terenului. Dacă terenul e pătrat, ai 4 puncte. Și știi că între punctele alea ai linii drepte, da? Asta poți să o faci la început, să n-ai discuții cu vecinii și să te poți înțelege cu ei. Da? Da. Dar viața la țară e mai complicată de atât.
pe lângă satisfacțiile și bucurile care ne le aduce traiul în natură, avem și provocări. Și uite cum am rezolvat noi provocarea asta, ne bucurăm că avem gar și pe partea asta, câștigăm mai multe avantaje că animalele noastre nu mai pleacă încolo, nu că au plecat până acum, dar mai ușor de ținut în perimetru și nu avem musafiri nedoriți care să comande pe proprietatea noastră. Încă o dată, trebuie să încep să mulțumesc membrilor care susțin acest canal în fiecare lună cu acolo o sumă mică pe care noi o apreciem foarte mult. Vă mulțumim că v-ați uitat la acest video până la final, dați-ne un like, lăsați-ne un comentariu în partea de jos și vă salutăm și ne vedem data viitoare! Ia uite ce fain s-o făcut mușchii pe fântână! Capacul ăsta trebuie să-l schimbăm, că văd că intră ea melci din ăștia lipicioși, cu care eu nu-i suport. Uite, trebuie să iau cu mâna acum, că n-am cu ce. Apa e foarte curată. Cerc, așa curată nu cred că am mai văzut-o. Au mai căzut câte o frunză, două. Dar nu pare să fie nevoie să o curățăm foarte repede. Cred că după ce îi facem capacul, o să fie și mai bine. Dar oricum, fântâna asta e o minune de la Dumnezeu. Apă foarte bună și apă gratis. Cum au zis unii în comentarii, că primesc foarte multe comentarii la videoul ăla cu Gogu, care amenință să-mi dărâme fântâna. Eu mi-am cumpărat teren care s-o nimeri să aibă și o fântână pe el. Dacă Gogu n-are apă, să-și cumpere apă de la magazin, cum își cumpără toată lumea. Că fântâna asta n-a folosit-o nimeni până n-am apucat eu să o curăț. O fost atâta stratul de frunze în ea. Și atunci nu a venit Gogu să o curețe ca să aibă apă de băut. Dar după ce am curățat-o, dumnealui a venit cu pretenții. Uitați-vă la video și veți vedea ce mi-a picat după cap. O coloră de ghindă. Da? Uitați-vă la video și veți înțelege despre ce e vorba. Oamenii sunt dificili, nu vă lăsați intimidați. Faceți-vă gard după proprietăți și faceți-vă gard din ăsta că stau să țină cel puțin 50 de ani, dacă nu 100. Dacă s-a prins alcâmii, vi s-o înlataș. Plasa foarte bună, iar o să primez multe comentarii, așa că o să vă spun, plasa am cumpărat-o de pe eGuard.ro. Sunt niște băieți foarte buni din zona Oradei, din zona Bihorului, care distribuie tipul ăsta de plasă. Aveți pe eGuard.ro toate opțiunile și prețuri și tot ce vă doriți. Plasă bună. Eu asta o prefer la animale și la împrejmuire. La noi și în partea din față, către drum, avem plasă din asta. Multă lume face cu gard de beton și cu gresie și cu marmură și cu... Nici nu avem bani de marmură la drum, nici nu vom pune vreodată marmură la drum. Pentru că aia e... Na, în fine. Fiecare cu preferințele lui. Da, ce frumos cântă pe asta. Mierla, cred că e.